Flaviu Stoican revine pe banca lui Dinamo după o pauză de peste șase ani. În luna mai a anului 2015 a fost dat afară, iar locul său era preluat chiar de Mircea Rednic, antrenorul pe care Stoican îl înlocuiește acum pe banca al broșilor. De două ori a mai antrenat-o Stoican pe Dinamo, în perioada septembrie 2013, noiembrie 2014 și din martie până în mai 2015. În cele 58 de meciuri în care a condus pe câini, tehnicianul a înregistrat 28 de victorii, 13 remize și 17 eșecuri. Odată cu revenirea lui Stoican pe banca lui Dinamo vor rămâne în lot atât Steliano Filip cât și Cosmin Matei, care vreau să-și rezilieze contractele. Ultima dată Stoican a antrenat-o pe Fece Ucraiova, echipă care l-a demis după doar patru meciuri.